Bună dimineața, o dimineață liniștită, o dimineață de toamnă, dar vreau să vă arăt, dragi prieteni, acum m-am trezit și eu, să vă arăt cum arată curtea după 2 luni și ceva, 3 luni de când am fost eu acasă. Uitați-vă, care zicea Olga originala, falsa dracu, o zileanță, o falsă, oaia, uite-ți ce e în curte. Uitați cum arată o curte. Uitați. Să vă arăt și vă. Uite, uitați via neculesă. Via, uitați struguri în vie, neculeși. Uitați. Să vă arăt și prin casă cum e. Deci vreau să vă arăt că se laudă toți și Anca oficiala și ea. Toți care se... Asta, Olga falsa, Olga manivelă. Olga manivelă, că uite, cu Răbigan, să vină Răbigan să ia hidroforul, să-l ducă la Răbigan și ia și hidroforul. Uite, a făcut Răbigan hidroforul, uitați ce a făcut aceea. Ia cu Răbigan. Olga manivelă cu Răbigan. Manivelă. Uitați ce mizerie, ce mieră pe jos. Uitați ce arătau ei, că curtea, casa, că e casa mea. Casa mea, uite, e casa ei. Așa ține o casă. Uitați ce seamănă pe aici, prin curte. Uite, struguri necureși. Uitați, apoi așa țineam eu gazonul ăsta, florile, gazonul, tot. Uite, vă ziceți că parcă e după război. Uitați în curte, cum arată curtea, toată curtea cum arată. Uite, butoaie, uite, schele pe aici, uite, borcanii. Să vă arăt eu, să vadă lumea cine e Olga Manivelă. Olga Manivelă care a luat pe Răbigan să-i facă hidroforul. A trăit cu mie ăștia, cu oamenii care făceau prin casă. Da, uitați și voi. Cum de-au pachetat lemnile alea? Dar cine le-a pachetat lemnile alea acolo? Oameni. Care oameni? De-ale patroană. De la patroană. Uite, strugurii neculeși. Păi ei nu făceau și ei vin, să culeagă strugurii, să facă vin. Vreau să vă arăt la toată lumea cum arată casa după ce n-am fost eu acasă. Uite, aici ce? Numai hidrofoare de la Răbigan. Uite, ăsta alt hidrofor. Tot de la Răbigan. Toate le-a strâns aici și așa. Le-a strâns. Uite cum arată aici. Uitați ce mizerii, uitați ce mizerii, uitați ce a făcut Olga Manivelă. Olga Manivelă s-a dus să lea să stea la azil cu Columbeanu, cu Irene Columbeanu, la azil. Cum de-a luat și ea lemne, dar evreia lemne ți le donez, nu trebuie bani pe ele. La donații, donații nu-mi trebuie bani. Care vrea lemne? Să vină să-i dau lemne de la donație. Cine nu are lemne? Că mie nu-mi trebuie. Și să vină luată lumea să vadă ce se întâmplă aceea cu Olga Manivelă. Olga Manivelă. Uite, mi-a beut toată băutura din frigider. Uite, e gol frigiderul. Unde sticlele de băutură din frigideră, Emi? Cine l-a băut? Ha? Lasă așa să vadă lumea, nu mai mătura, că ele nu fac nimic. Ea nu face nimic cu Olga Manivelă. Olga lui Răbigan, Răbigan Olga, așa cum o cheamă.
Răbigan Olga. Numele de familie e Răbigan. Da. Dar așa se spune de acum acolo. Numele de familie e Răbigan. Răbigan Olga. L-a dus pe Răbigan, să ia și eu pe Răbiganoica. Uite, foarfica mea mare, unde e? Cine a rupt-o pe asta? Am vrut să vă arăt, dragi prieteni, cum arată casa, care zice ei că își fac, și casa înăuntru, tot. Să vă arăt cum e, negru în curățenie, nu nimic. Ce am făcut eu, cum am lăsat eu, așa e. Coarele așa, nu știu ce le las pe ăla, cred că e mi. Așa la coarele, uite, iarba netăiată, uitați și aici, numai frunză, numai... Uite, parcă n-a stat nimeni acasă. Uitați struguri în vie, uitați, nu le-a cules nimeni. N-au cules struguri, măcar să-i mănânce. Așa e când au prea multe depresii în cap. Așa e că omul, dacă are depresie în cap, nu-i mai arde din nimic. E arde numai de un blat de sta pe telefon, pe YouTube, pe canal, să se creadă încrezut, așa încrezuți. E, și dragostea, iubirea în capul lor, da, de o viață întreagă, au fost umblat numai după bărbat, după bărbat, nu așa să facă ea casă, ălea, masă, nu trebuie. Așa să-și vadă de treaba ei, să ducă la Răbigan, să ducă la Columbian, acolo unde la azil, unde a fost acolo, Olga Manivelă. Hai, vă las, dragi prieteni, ne auzim.